Caraval sunt trei dintre 1, 2, 3, doi importanți, 1 și 3. Accentul este de fapt pe timpul 3. Ultima, optimea timpului 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Roagă-i, nu, no. Deci e clar cu tine, roagă-i să rupi. Ne-am lămurit să numește. Toni, cum ai face să le explici această numărătoare a oamenilor? La și, eu zic 3 și, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi se pare bine. Așa. 3 și... 1, 2, 3, 1, 2, 3 și... Te iubesc și te voi iubi. Mereu, ca în prima zi. Te iubesc. Pe vremuri tot ce ai spune, vreau să provez dacă știți versurile și cântai cu... Am să-i întreb și pe ei, vreți să mai facem proba sau cântăm foarte bine? Fă să facem proba. Dar nu i-am acoperit cu primele două versuri, nu. Adică nu te iubesc și te voi iubi. Trebuie să le dau plecare. Hai, dă-le, ia. Un... Trei și... Un, doi, trei... Te iubesc. Și de voi... Toni, n-a fost. Da, mai... Ce să fac? Atențiune! Trei și... Te iubesc și te voi iubi ca-n prima zi. Te iubesc și te voi iubi. Mai cu viața! Te iubesc. Ești într-o zi bună și încerc să scot de la tine cu cleștele câteva cuvinte, de fapt să ne confirm nouă, după sărutul pe care l-am văzut în autocar, între tine și Alina. Prima întrebare, ai vrea să te sărut cu Alina cum ai făcut în autocar, să vedem și noi? Vreau orice, orice. Vrei? Vrei? Bun. Să fii sănătos. E adevărat că ești îndrăgostit lulea de Alina? Da. Bun. Bine. Bine, nu vreau să... adică nu e ceva jenant. O iubește, iubește. Mie mi se pare că sunteți un cuplu foarte frumos. Unde ai greșit tu în viață? Ce păcate plătești? Asta e situația, Toni. Vrei să... Adică am vrea să vedem și noi sărutul ca în Love Story, ăla din autocar, să poate... Nu. Nu. Bun. Atunci suntem în situația să ne urmăm concertul și suntem la pasul 3. Pasul 3, cel mai important. Ți-amintești ceva din el? Nu. Era momentul în care tu spuneai, suntem aproape de finalul concertului. Draga Arad, am vrea să cântăm împreună acest cântec. Suntem la refrenul, te iubește, voi iubi mereu. Fel ca în prima zi și am să vă rog să cântăm împreună acest refren. Refren, cântec, să-l definim cântec, ca fiind cântec. Cântec. Să cântăm împreună acest cântec. Pentru asta vă rog să vă... Nimic nu ne amintim? E ca la matematică. Ridicați în picioare. Așa. Dragă, ce acum? Ca să nu am probleme la serviciu. Vă rog să vă ridicați în picioare, să ne dați o mână de ajutor, să ne dați și la mine energia din Arad. Pentru că data viitoare să știu unde am venit. Așa, toată lumea e pregătită? Pregătită? Ia să vedem! Forța, Arad! Te iubesc!
un pic mai mult. Te iubesc și te voi iubi.